Bună ziua, dragii mei! Astăzi facem pască cu brânză și multe stafide. Făcută astăzi dimineață, s-a răcit. Am tăiat o feliuță, ia uitați. Plină cu stafide. Este cu aluat, cu smântână. Este foarte bună. Ia uite, s-a copt foarte bine. Și o să avem nevoie de 150 de mililitri de lapte, 300 de smântână, un ou, 100 de grame de zahăr, un praf de sare, coajă de portocală și de lămâie. Amestecăm, adăugăm făină, 7 grame de drojdie uscată, amestecăm bine. Făina o adăugăm puțin câte puțin. Intră cam 500 de grame de făină. Aluatul îl amestecăm și apoi îl punem pe masa noastră de lucru și îl frământăm cu mâna. Adăugăm făină cât este nevoie. Aluatul trebuie să fie potrivit de tare, nici prea moale, dar nici prea tare. Îl frământăm circa 10 minute. Îl punem într-un bol și îl lăsăm un pic la odihnit, cam o jumătate de oră. Apoi presurăm pe masa de lucru puțină făină și îl întindem. Am 50 de grame de unt topit și o să-l întindem pe toată suprafața. Împăturim aluatul. Împăturim. Și lăsăm la crescut. Acum pregătim umplutura. Punem 300 de grame de urdă sau brânză de vaci, un ou, două gălbenușuri, o 100 de grame de zahăr, amestecăm, adăugăm 300 de stafide, coajă rasă de lămâie și de portocală, esență de vanilie, ...50 de grame de unt,
esență de rom, câteva picături de esență de floare de portocal, aluatul a crescut, și-a dublat volumul, presurăm făină pe masa de lucru, punem aluatul, îl întindem, întindem bine, bine, bine aluatul. Acum cu forma de copt, o să tăiem un cerc care o să-l punem ca bază la pască. Partea de la bază este de 24 și partea de la suprafață este de 28. La forma mea, așezăm baza acum o să tăiem de șuvițe și o să le împletim puțin ca să le punem pe margine. Așezăm de jur împrejur și tăiem surplusul. Apăsăm cu mâinile bine, bine să se întindă pe toată suprafața aluatul, să nu rămână goluri. Din resturile rămase o să facem partea de deasupra, care se pune deasupra. Cu ce mi-a rămas am făcut un porumbel. Acum am adăugat ciocolată. Aceasta este opțional dacă doriți să puneți ciocolată. O sută de grame de ciocolată. Deasupra punem toată crema și o întindem bine. Ne facem spațiu ca să punem și restul de aluat. Și o să dăm la cuptor la 170 de grade, circa 50-60 de minute. O să controlăm cu o scobitoare dacă este aluatul copt.
Ungem cu un gălbenuș de ou și o lingură de lapte. Facem cozonac baban cu nucă și cu stafide. Începem cu pasta de mandarine. Avem nevoie de 300 de grame de mandarine și 100 de grame de zahăr. Spălăm mandarinele, le uscăm, apoi le tăiem cu bulețe.
Într-o tigăiță punem mandarinele tăiate. Adăugăm și zahărul. Amestecăm. Și punem pe foc până scade. Cât este încă fierbinte, o să mixăm mandarinele până o să obținem o cremă. Acum preparăm aluatul și dăm la rece. Într-un vas adăugăm 1 kg de făină cu 1 cup de drojdie, 25 de grame de drojdie și 3-4-5 linguri de lapte. Amestecăm ca să topim drojdia și apoi lăsăm la dospit până își dublează volumul. Într-un alt vas o să punem 5 gălbenușuri, 200 de grame de zahăr, 200 de lapte, 200 de grame de smântână, un praf de sare, vanilie, esență de rom. Amestecăm. Adăugăm pasta de mandarine după gust, după gustul fiecăruia. Drojdia a crescut. Acum unim cu compoziția noastră de ouă, zahăr, lapte, smântână și amestecăm totul bine. Aluatul este fără frământare, amestecăm doar ingredientele până incorporăm bine toată făina. La sfârșit adăugăm 200 de grame de unt moale la temperatura camerei. Amestecăm totul. Acoperim și dăm la frigider pentru 12 ore. Preparăm crema. Într-o tigăiță punem 320 de ml de lapte. Adăugăm 340 de grame de zahăr. 600 de grame de nucă. Umplutura este pentru 2 cozonaci. Amestecăm bine. Acum adăugăm și 60 de grame de cacao. Amestecăm. Adăugăm 240 de grame de stafide și 40 de ml de rom. Sau opțional 2-3 fiole de esență de rom. Lăsăm să se răcească și dăm la rece până a doua zi dimineață. A doua zi scoatem aluatul din frigider și îl punem pe masa de lucru tapetată cu făină. Aluatul este destul de moale. O să adăugăm făină. O să-l frământăm puțin. Împărțim aluatul în două.
Apoi fiecare parte o împărțim în două și o să întindem două foi. Pe prima o să adăugăm o parte din umplutură. Umplutura o împărțim în patru, rulăm, întoarcem și marginile la aluat ca să nu curgă umplutura. Rulăm până facem un sul. Rulăm prima foaie cu cremă. Acum o să întindem și cea de-a doua foaie și o să punem umplutură din umplutura noastră. Întoarcem la fel marginile și continuăm să rulăm. După ce le-am rulat pe amândouă, o să le împletim. Și o să punem într-o tavă tapetată cu unt și cu hârtie de copt și o să lăsăm cozonacul la crescut. O să procedăm la fel și cu cel de-al doilea cozonac. Din această compoziție ies doi cozonaci. Avem 1 kg de făină. Acum ungem cu gălbenuș de ou și cu puțin lapte. Și dăm la cuptorul preîncălzit la 200 de grade pe circa 15 minute. Apoi o să dăm cuptorul la 180 de grade până este copt, încă 20-30 de minute. O să încercăm cu o scobitoare să vedem dacă este copt. Vița de vie. Rămâneți împreună cu mine ca să vedeți modul de preparare și ingredientele. Vom avea nevoie de 1 kg de carne tocată de vită, o jumătate de kilogram de carne tocată de porc, 1 kg de ceapă, 2 pahare de vin cu orez, 300 de grame de suc de roșii, frunză de varză murată, frunză de viță, ulei, sare, piper, cimbru uscat, mărar uscat și leuștean uscat. Într-o tigaie vom pune puțin ulei și vom adăuga ceapa tăiată mărunt, unde o vom căli. Când ajunge transparentă, vom adăuga orezul nostru și amestecăm. Vom adăuga și sucul nostru de roșii. Adăugăm și sarea și piperul după gust, cimbrul uscat și mărarul și leușteanul. Amestecăm totul. Și o să dăm deoparte. Când compoziția este solidă și o să adăugăm carnea tocată de vită și de porc. Amestecăm totul astfel încât să avem o compoziție omogenă. Acum compoziția este gata și ne pregătim să învelim sarmalele în foi de viță și în foi de varză murată. Acum luăm câte o foaie de varză, punem
o linguriță de carne pe ea. Rulăm, îndesăm excesul de varză la capete în interiorul sarmale ca să închidem sărmăluța și procedăm la fel și cu frunza de viță de vie. Deci luăm o frunză de vie, punem cu lingurița, o linguriță de carne de umplutură, apoi îndesăm excesul de frunză de la capete din interiorul sarmalei ca să dăm formă la sărmăluțe. Le așezăm într-o oală, unde pe fundul oalei am așezat frunze de varză sau frunze de vie. Turnăm deasupra apă fierbinte unde am pus un praf de sare. Acoperim cu frunze de vie sau cu frunze de varză murată. Eu pun și o farfurie întoarsă deasupra ca să nu se ridice sărmăluțele noastre. Apoi dăm la cuptor, la cuptorul încins și lăsăm să fiarbă circa 2 ore, 2 ore jumătate, 3 ore. Dacă mai este nevoie, mai putem completa cu apă până la nivelul sarmalelor.
să vă arăt și vouă cum am făcut. O să avem nevoie de 500 de grame de făină. Făină simplă, normală, albă. Eu aici am 30 de împreună cu maia uscată și drojdie. O să avem nevoie de apă, de o linguriță de zahăr și o linguriță de sare. Zahăr și sare. Au drojdia uscată cu maiaua uscată, sunt 30 de grame, 500 de grame de făină. Și am să amestec. Acum am să adaug o lingură de zahăr, o lingură mare de zahăr și o linguriță cu vârf, cam așa, de sare. Amestecăm puțin și adăugăm circa 280-300 de apă și amestecăm încet. Eu aici am 300, dacă mai e nevoie adăugăm pe toată. Acum depinde și de făină care o folosiți, cât este de uscată. Adaug 300 și amestecăm. Pentru cine a venit mai târziu, aceasta este pâinica. Este abia scoasă din cuptor. Frământăm. Aluatul frământăm puțin și îl lăsăm la odihnit 2-3 ore sau îl putem face și seara. Acum o să ne ajutăm cu mâna, să frământăm cu mâna aluatul de pâine. O să iasă un aluat destul de moale. Pâinica noastră cea de toate zilele, bună și gustoasă. Aluatul trebuie frământat până este elastic. Eu îl frământ în acest bol. Nu trebuie frământat foarte, foarte mult. Uitați consistența. Îl mai frământăm încă puțin pentru că nu este gata. Trebuie să activăm glutenul.
vedeți cum este? O să vi-l arăt și pe cel făcut înainte, ca să vedeți diferența între cele două aluaturi, cel odihnit și cel făcut acum. Ia uitați. Încă puțin și este gata. Vedeți că începe să nu se mai lipească. Acum eu îl las, este gata, îl las la odihnit. Am să acopăr cu folie. Și să vă arăt celălalt, care l-am făcut câteva ore înainte, să-l acoperim pe acesta. Ia uitați-l. Este elastic, elastic. Am să vă arăt cum îl pliez. Acesta o să-l dăm la odihnit pentru 2-3 ore. Avem nevoie de un fund unde o să răsturnăm cu presură în puțină făină. Și o să răsturnăm aluatul nostru. Și-l întindem și-l împăturim. Și acum într-o tavă o să punem o bucățică de hârtie de copt. Punem pâinica noastră. O să-i mai facem încă un pliu. O punem în tavă. Și o să o crestăm cu o lamă sau cu un cuțitaș. Cu o lamă, un cuțitaș, o să o crestăm puțin. Eu am dat pâinea la cuptor, acum am să-l dau
la 220 de grade și o las 20-25 de minute. Și dedesubt pun o tăviță cu puțină apă. Să vă arăt și pâinica. Este încă caldă. Uitați. Pâinica bună și gustoasă. Cu coaja crocante. Uitați. Și o să avem nevoie de o formă de copt, cozonaci, hârtie de copt, o jumătate de kilogram de cotlet de porc, puțin rozmarin, 2-3 rămușoare și un kilogram de sare. O să tapetăm forma de copt cu hârtia. O să punem pe fundul tăvii o parte din sarea noastră. O să punem două bucățele de rozmarie, o să așezăm cotletul nostru și o să-l acoperim cu restul de sare și cu rozmarinul care a rămas. O să dăm la cuptor la 200 de grade, circa o oră, o oră și 20 de minute. Depinde cum îl vrem. După ce s-a copt, îl scoatem și îl lăsăm să se răcească puțin. Apoi o să îndepărtăm sarea și îl putem servi cald cu orice fel de garnitură sau rece. Poate fi servit și a doua și a treia zi. Păstrat la frigider. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere! Oh,
Thank you.